Rectificarea bugetară făcută de guvern luna aceasta nu aduce nimic județului sălaj. Dacă unii primari sălăjeni se așteptau să primească ceva bani pentru cheltuieli urgente, în urma ultimei rectificări de buget făcută săptămâna trecută de guvernul Ponta, aceștia trebuie să știe că așteptarea lor s-a încheiat și asta pentru că din banii puși la dispoziția administrațiilor publice locale, în sălaj nu va ajunge niciun leu. Potrivit informațiilor postate pe site-ul oficial al guvernului, de vină pentru această situație ar fi se pare o decizie luată de către Mihai Răzvan Ungureanu, pe vremea când era premier. De altfel, explicația a reprezentanților biroului de presă al guvernului Ponta vine după ce PDL Cluj a acuzat modul în care a fost împărțiți banii. Atacul pe Dele Cluj este demagogic și se bazează pe informații greșite. Sumele la care pe Dele Cluj face referire au fost alocate de către cabinetul condus de Mihai Răzvan Ungureanu înainte alegerilor locale. Aceste sume au fost blocate de către guvernul actual. În urma unei decizii a curții constituționale, guvernul a dispus plata doar pentru acele unități administrativ-teritoriale care înregistrează arierate sau care au nevoie de sprijin pentru cofinanțarea unor proiecte europene. Așadar, criticile aduse guvernului actual referitoare la alocarea de sume din fondul de rezervă Bugetară, sunt neîntemeiate. Câte vreme aceste plăți se bazează pe decizia guvernului condus de Mihai Răzvan Ungureanu și pe decizia Curții Constituționale a României. În ceea ce privește sumele direcționate în urma recentei rectificări bugetare, guvernul României precizează că este prima dată în ultimii ani când acest lucru se întâmplă fără a se ține cont de culoarea politică a autorităților locale. Guvernul României va recurge la fondul de rezervă doar în cazuri de urgență, în conformitate cu legea, se în document. Această explicație ne-a fost oferită și de către Tiberiu Marc, președintele Consiliului. Consiliului Județean Sălaj în ceea ce privește hotărârea de guvern numărul 864 din 23 august 2012 privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012 pentru unele unități administrativ-teritoriale. Aceasta a fost emisă ca urmare a faptului că printr-o decizie a Curții Constituționale, guvernul a fost obligat să realoce sumele acordate inițial prin decizia guvernului condus de Mihai Răzvan Ungureanu, blocată de către executivul actual. Sumele respective au destinat plata arieratele aferente unor cheltuieli curente și de capital sau pentru cofinanțarea unor proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile ale unităților administrativ-teritoriale. Direcția județeană a finanțelor publice poate preciza dacă au existat situații similare și în județul Sălaj, a declarat șeful administrației județene. Guvernul a suplimentat sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012 cu suma de 10,352.000 de de lei din fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția guvernului și a decis alocarea acesteia bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale pentru plata unor arierate aferente unor cheltuieli curente și de capital, dar și pentru cofinanțarea unor proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile. Mai exact, banii au fost repartizați în 21 de județe, printre care Argeș, Caraș, Severin, Gorj, Olt, Teleorman sau Maramureș.